Așadar, operațiunea London Bridge a devenit subiectul numărul 1 pe buzele tuturor din toate țările lumii și continuăm această dimineață, în primul rând mulțumind colegilor care au fost mai mult decât receptivi și operativi, o mobilizare frumoasă, astfel încât am reușit să aducem în casele dumneavoastră prin intermediul micilor ecrane cele mai recente informații cu imagini updatate. Discutăm și în cele ce urmează despre rolul regalității și care sunt potențialele consecințe sau ce urmează să se întâmple și cât de multe se cunosc despre regina Elizabeta II a Marii Britanii. Alături de noi în această dimineață este directorul Agenției Naționale Arhivelor din Republica Moldova, domnul Igor Cașu. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața! O noutate foarte tristă a declanșat sentimente și de confuzie, pentru că multă lume nu a reușit să descopere regina suficient de mult, multă lume încă nu conștientizează ce s-a întâmplat. Ce reprezintă, de fapt, decesul reginei, din punct de vedere istoric? Așa cum se întâmplă cu pierderea unor persoane dragi pe care le vezi în fiecare zi și înțelegi importanța lor în viața ta atunci când ele dispar, așa se întâmplă și cu regina Elizabeta a II-a a Marii Britanii și a Irlandei de Nord, deci regatul unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. A plecat o epocă. Da, deci cred că după epoca victoriană, deci a doua jumătate a secolului XIX-lea, avem o altă regină care a domnit mai mult decât regina Victoria. Deci a domnit 69 de ani de când a devenit regină și 70 de când a devenit regină și 69 de când a fost încoronată, în 53. În 53 a fost evenimentul, așa. Da. Deci o epocă întreagă, a avut 15 prim-ministri și în ciuda a ceea ce vedem noi la televiziune sau în știri, ea a avut un rol foarte important în istoria postbelică a Marii Britanii și a lumii întregi. Deci ea era o persoană foarte echilibrată, foarte cumpătată. Și deși după a doilea război mondial coroana britanică a constituit subiectul unor critici din partea societății britanice, în ce măsură avem nevoie de monarhie, în ce măsură în secolul 20 democrației și mai departe, datorită carismei ei, cumpătului și așa mai departe, deci britanicii au reușit să treacă mai ușor peste multe probleme, multe crize care le-au avut de îndurat în a doua jumătate secolului al XX-lea și primele două decenii ale acestui secol. Vreau să ne spuneți dacă noi cunoaștem suficient de multe informații despre regina Elizabeta, pentru că avem la dispoziție și foarte multe filme documentare, avem filme artistice, avem foarte multe cărți. Cât de mult adevăr sunt inserate acolo? Da, în primul rând aici aș vrea să fac referință la un film pe care l-am văzut, Crown, da? Așa. Deci l-am văzut mulți dintre telespectatorii Moldova 1, fără îndoială. Evident. Și l-am urmărit și eu de la primul episod până la ultimul, inclusiv ultimele episoade care au fost anul acesta. Și multe alte documentare și așa mai departe, și presa. Deci acest film, Crown, deci vreau să mă refer la dânsul pentru că el este unul de referință. El a fost bazat pe documente, pe interviuri și așa mai departe. Și unii au criticat după asta că sunt anumite inexactități și așa mai departe. Și mi-a plăcut un comentariu a unei persoane care știa foarte mult despre coroană și a spus că da, acest film are multe inexactități, dar el este mult mai credibil decât istoria oficială a coroanei britanice. Așa. Da? Deci felul în care se interpretează multe chestiuni problematice, spunem așa, din familia regală, căsătoria lui Charles, actualul rege, care va fi încoronat de grabă, așa, cu Diana, prințesa Diana, multe alte chestiuni legate de un scandal de ultimii ani a prințului Andrew, pe care a influențat-o, a marcat-o foarte mult pe regină, și multe alte chestiuni. Și vreau să spun că anul cel mai complicat al reginei a fost 1992, iar și revenim la prințul Charles, atunci când acesta a divorțat de prințesa Diana și a mai avut loc un moment foarte neplăcut pentru regină atunci,
pentru că Palatul Windsor, palatul său preferat, nu era văzut foarte des că călărea de una singură, doar un agent de securitate era la distanță, deci îi plăcea să călărească singură și a fost, să spunem așa, admirată pentru că avea o anumită simplitate, da? Deci îi plăcea un barbecue la natură, avea anumite, dincolo de, știți că în engleză există această distinție între engleza regală și engleza simplă, da? Și ea îi plăcea să facă această excepție, spunem așa, să se adresa oamenilor simple în limba lor. Mm-hmm. Pentru asta era tot aproape a fost, de oameni. Pentru asta tot a fost foarte mult admirată și știți că a fost și un desen animat în care el la un moment dat, îmi scap acum îl cheamă personajul ăsta din desene animate, și el la un moment dat scoate ursulețul din geantă... Ursulețul din Paddington? Paddington, așa. Exact, mulțumesc, da. Mulțumim colegilor, da, din regie. Da, da, da. Ursulețul Paddington, care la un moment dat, știm foarte bine, da, este necioplit, așa mai românește. Ea nu s-a supărat, deci aveau o masă împreună și regina, ca să nu-l fac pe Paddington să simte cumva, mă rog, deranjat, inferior sau chestii genul ăsta, își scoate din geantă un sandwich. Spune că e ok. Deci lucruri de genul ăsta care a făcut-o foarte, foarte populară, foarte îndrăgită în rândurile britanicilor și nu numai. Foarte frumos. Regina nu a reușit să ajungă în Republica Moldova. Totuși aș vrea să le spuneți dacă dumneavoastră cunoașteți sau ați interacționat cu persoane de acolo care au istorioare mai speciale. Deci cea mai cunoscută legendă, care am crezut că este legendă, dar care mi-a fost confirmată recent de un profesor din Australia, care este născut în Anglia, este legat de faptul că un anumit tip de vin din Republica Moldova, nu putem să-i dăm numele, că așa e foarte popular, popular așa, ar fi fost, deci, unul din vinurile preferate ale reginei. Așa? Noi credeam și noi avem aici o problemă cu suspicioși, când lumea cam ne laudă. Și acest profesor îmi spune, zice, nu, este adevărat, eu știam asta că încă din 1971. Dar deci este un profesor de peste 70 de ani, deci este lucru foarte clar și chiar recent și-a cumpărat, pleacă în câteva zile în Anglia, și-a cumpărat chiar o parte, niște monstre, da? Niște monstre, da, niște, chiar ca câteva pachete cadouri de acest tip de vin pentru prietenii și familia sa din Marea Britanie. În același timp vreau să spun că din păcate, abia acum când am intrat în emisii, mi-am adus aminte de acest film. Este un film produs la noi, în care apare regina Elizaveta a II-a. Un film, cum să spun, psihodelic, dacă îmi permiți această expresie, în care apare Brejnev, da, Brejnev care a fost la noi prim secretar 50-52, revine prin anii 60, este o scenă acolo, se pierde de agenții de securitate și mai departe și ajunge la o familie de țigani, de romi, din nordul Republicii și acolo se întâlnește cu oameni care îl cunoșteau și care știau că visul său și dragostea sa mare din toată viața lui era regina Elizaveta a II-a. Da? Deci recomand să vizionăm acest film. Deci sunt multe lucruri care leagă. Deci la nivel, spunem așa, istoric, empiric, regina și la nivelul acesta fantasmagoric, să spunem așa. Și în același timp vreau să spun că în 47, când are loc căsătoria reginei Elizabeta, viitoare reginei Elizabeta, așa, pentru că era taicul atunci, George al VI-lea. Așa. La nunta lor, deci a Elizabetei cu prințul Filip al Greciei, participă și regele României Mihai I. Eu cred că asta va fi un subiect aparte, pentru că vorbim aici despre regalitatea extinsă, oarecum. S-a apropiat și Ion, pentru că noi o să continuăm această discuție chiar și după ce încheiem emisiunea. Între timp, vă mulțumim tare frumos că ați acceptat invitația și că ați venit pe la noi.